Salutare tuturor celor care au ales să se uite la acest videoclip. Astăzi avem o citire energetică despre sufletele gemene, unul împotriva celuilalt. Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube, unde aportăm extrem de multe subiecte legate de călătoria sufletelor gemene. Eu sunt Laurențiu, un Master Certified Ascension Coach afiliat cu Twin Flame Universe. În citirea de astăzi cum, după cum am spus, vorbim despre sufletele gemene, unul împotriva celând și ce mesaj aveți astăzi. Și astăzi voi folosi pachetul de cărți Lover Oracle, care este foarte frumos în cum arată. Este Fiecare carte arată ca și o inimioară. Din păcate nu pot să vă arăt în acest moment, dar dacă vreți să vă arăt cărțile și vreți să vedeți cărțile care le trag în aceste uh, citiri, doar lăsați-mi un comentariu cu acest lucru și voi uh, vedea pe următoarele videoclipuri. Ca să continuăm cu videoclipul. În această citire, prima carte este Manifestarea Miracolului. Ce spune această carte și ce vrea să vă ce, Este că sufletul German vrea să vă spune că în acest context în care voi sunteți unul împotriva celulă, dar să știe că puteți să schimbați, se poate schimba, nu trebuie să mai fiți așa unul la gâtul celulă. Se pot întâmpla miracole, se pot întâmpla lucruri ca să se schimbe în așa fel încât voi să aveți iubire aici. Și doar aici ce mai vrea să vă spună sufletul geamăn este că nu vrea să se mai lupte cu voi. În interiorul lor nu vrea cu adevărat să lupte cu voi. Chiar dacă pare că vrea, chiar dacă pare că în acest moment poate unul dintre voi experimentați ca sufletul vostru ceamă, parcă se luptă cu voi, parcă nu vrea să aibă nimic de a face cu voi, parcă vă dă la o parte și pur și simplu vă zice nu, nu vreau să vorbesc cu tine, nu vreau să am nimic de a face cu tine, doar lasă-mă în pace. Dar în interiorul lor ei, de fapt, ce spun, nu mai vreau acest lucru, nu mai vreau această supărare, vreau să avem iubire aici. Vreau să ne schimbăm și să fim împreună, dar nu știu cum. Am nevoie de ajutor. Ajutorul acesta vine din interior și știu că tu ai puterea să faci acest lucru, doar că în acest moment poate eu nu știu cum să fac acest lucru. Așa că doar ai încredere în acest proces și înfruntă aceste lucruri care ți le arăt. Și asta ne aduce către a doua carte. A doua carte este Vindecare. Și această carte doar vă comunică că dacă vreți să experimentați un miracol în viața voastră cu sufletul nostru geamă, vreți cu adevărat să simțiți această iubire care este între voi Lăsați-vă să vindecați. Prin a spune lăsați-vă, doar vă spun aici, alegeți să vindecați. Și ce vrea să vă spună Sufletul în legat de acest lucru? De ce? Nu te uita la mine ca și cum ceea ce fac în acest moment nu are nimic de a face cu tine. Nu mă judeca pentru ceea ce fac nu încerca să te uiți la mine și să dai vina pe mine că tu nu ai viața ta sau nu ai ce vrei în viața ta din cauza mea. Eu nu sunt obstacolul tău. Eu nu sunt dinamicul tău. Eu sunt aliatul tău. Doar că în acest moment, ca și aliați, ca și parteneri, arată mai diferit decât cum ai vrea tu să arate. Știu că ai vrea să fim împreună. Știu că ai vrea ca noi să ne ținem de mână să dormim în același pat, să ne iubim fiecare zi, să arate ca și cum ne iubim, dar nu arată în acest moment. Doar înțelege. Înțelege că nu suntem în acel loc. Înțelege că mai este până să ajungem în acel loc și nu trebuie să tai drumul la continuare la această călătorie. Trebuie să continui, să continui să vin. Și ce mai vrea să mai cunce cu această carte de vindecare este doar ești în siguranță să vindeci orice apare. Dă drumul la ideea că suntem unul împotriva celălalt și alege să fim împreună, alege să vindeci. În primul rând, alege tu să nu mai fii împotriva ta, pentru că asta este primul loc unde ar trebui să te uiți, unde tu nu ești cu tine unde tu ești împotriva ta. Așa că dă drumul de a fi împotriva ta și alege să fii pe de departe ta, în echipa ta. Bun. Cu asta mergem la următoarea carte. Ultima carte este un mesaj pentru tine. Și cartea asta are și un mesaj care spune: Mă gândesc la tine în acest moment. Iubirea ta mă umple de lumină. Te iubesc. Aceasta este cartea și ce simt că această carte vrea să vă comunice este doar că în acest moment sufletul vostru ce am vă iubește. Oricât de mult nu ar părea, oricât de ciudat ar părea în acest moment să vă gândiți, da, sufletul meu mă iubește, dar uite-te că umblă cu altcineva, uite-te că nu vrea să vorbească cu mine și toate aceste lucruri, dar asta nu înseamnă că nu vă iubește. Asta nu înseamnă că nu este iubirea acolo. Doar că trebuie văzută în alt mod, trebuie vindecat, era cea carte, ca să ajungeți în acel loc. Așa că aici o să fac ceva un pic mai diferit și o să spun pentru fiecare mesajul care are Sufletul geamă. Pentru divinul feminin ce vă zice divinul masculin, și pentru divinul masculin ce vă zice divinul feminin fiecare pentru cazul lor. Începem cu ce spune divinul masculin divinului feminin. Și divinul masculin comunică divinului feminin că își dorește libertate, își dorește să avem o multă compasiune de la Doar că libertatea care o comunică nu este libertatea care își -o dorește. Libertatea care își -o dorește este o libertate cu tine, nu fără tine. Doar că nu știe cum să comunici în acest moment că dorește să fie liber cu tine, pentru că el nu poate să fie liber cu adevărat fără tine. Și în acest moment el îți comunică că este un pic închis în această capcană în care crede că este liber fără tine. Crede că este liber fără iubirea ta. Dar nu este. Dar nu știe mai bine de atâta. Și doar îți spune aici, doar continuă să vindeci, să mă atragi, continuă să înțelegi că libertatea Lui este cu tine în iubirea ta, în iubirea Lui de sine. Așa că tu ar face pas pentru mine, spune Sufletul Geamăn. Fă pasul de a mă iubi necondiționat, oricât de nebun aș părea, oricât de ciudat aș părea să acționez, sau cât te aș părea în acest moment, nu mă crede, nu crede acele lucruri, că deși eu în acest moment poate acționez într-un mod neiupitor, nu asta este intenția mea. Și înțeleg că am problemele mele, blocajele mele, dar doar uită-te la mine cu compasiune în și înțelege că nu știu cum să acționez mai bine în acest moment. Și doar iubește-mă necondiționat. În acest fel, voi putea să te iubesc și eu necondiționat în același fel. Trecem la cealaltă parte în care Divinul Feminin comunică Divinul Masculin. Ai compasiune. Ai înțelegere față de comportamentul meu. Încă învăț cum să acționez cu sentimentele mele, să înțeleg cum să le abordez, ce să fac încă nu știu așa de bine. Poate par că înțeleg ce să fac cu sentimentele mele sau înțeleg cum să acționez, dar am și eu dificultățile mele în acest moment. Și doar înțelege-mă că nu sunt un maestru în acest moment și încă învăț. Și înțelege că în acest moment putem merge mai adânc, dar ca să mergem mai adânc, este nevoie ca să lucrăm împreună nu împotriva unul celălalt. Nu trebuie să ne mai luptăm. Doar iubește-mă aici. Doar înțelege că eu am și eu problemele mele, lucrurile mele prin care trec. Sunt om. Și dacă noi lucrăm împreună, putem rezolva orice. Așa că doar alege iubirea nicănesinată față de mine și continuă să vindeci, la fi împreună cu mine. Bun. Aceasta a fost citirea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că v-ați alăturat mie în acest videoclip, în această citire. Dacă vă ajută această citire, nu uitați să ne dați un like și să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru mai mult conținut de acest fel. Până data viitoare, multe binecuvântări pentru uniunea voastră armonioasă.